Încă din antichitate, femeia a atras sexul opus prin calitățile pe care le posedă. În urma unui sondaj realizat printre cetățenii municipiului Zalău, majoritatea au mărturisit faptul că femeia trebuie să fie frumoasă, inteligentă și să aibă simțul umorului, în timp ce alții susțin faptul că cele mai importante trei calități ale femeii sunt sinceritatea, fidelitatea și instinctul matern. Care credeți că sunt cele trei calități pe care trebuie să le aibă o femeie? În primul rând, să fie generoasă. Întâi, să fie îmbrăcată frumoasă, să fie peptănat și să fie cinstită. Frumusețea e una dintre ele. Inteligență, seriozitate, fidelitate, multe calități trebuie să le îndeplinim. Și încercăm, în cea mai mare măsură, să le și îndeplinim. Inteligența. Cele trei calități care trebuie să aibă o femeie. Așa anume. Să fie o mamă bună, asta e. Și ca să fii o mamă bună, totuși trebuie să ai și... Nu știu. Deșteaptă. Inteligentă. Ce poți să fii? Inteligență, înțelegi toate. Să fie amabilă. Să fie onestă și să fie fericită. Calități, trei calități. Sinceră, harnică și cinstită. Nu știu, astea îmi vin acum în cap. Să fie sinceră, să fie demnă de urmat. Simțul umorului, frumoasă și familistă. Să fie frumoasă, blondă și... Păi, în primul rând, aspectul fizic. Majoritatea bărbaților se uită după aspectul fizic. Apoi, o altă calitate ar fi sinceritatea, modestia. Sunt mai multe calități la o femeie, părerea mea. Frumoasă, deșteaptă și, nu știu, cred că ar trebui să umble numai după un singur băiat.